Sala de sport din Parcul Tineretului a găzduit sâmbătă prima etapă a campionatului național de mini-handbal, faza județeană. În Mureș au fost organizate două grupe, a câte patru echipe fiecare. CSS Reghin evoluează alături de două formații din Sovata și una din Târgu Mureș. Micii handbaliști, antrenați de Claudia Boțan, au încheiat prima etapă cu o victorie și două înfrângeri. A debutat ediția 2015-2016 a campionatului național de handbal junior 5. Această categorie, numită și mini-handbal, cuprinde copii născuți în 2005-2006. În faza județeană a campionatului s-au format două grupe, a câte patru echipe fiecare. Sâmbătă, 14 noiembrie, în sala de sport din Parcul Tineretului din Reghin, s-a disputat prima etapă cu participarea echipelor din municipiul nostru, Târgu Mureș și două din Sovata. Sportivii antrenați de Claudia Boțan au obținut o victorie și au suferit două înfrângeri. Primul meci cu Olimpicul l-am câștigat la diferență mare. Al doilea meci cu Sovata, unde am avut și emoții, pe bună dreptate le-am avut pentru că am pierdut cu două goluri. Am început foarte greu prima repriză. La 7-0 ne-am dat seama că de fapt jucăm handbal. Sper să-și revină. Probabil că le-am transmis și eu o parte din emoții. Sper să-și revină pe etapele următoare. Oaspeții reghinenilor au fost încântați de condițiile oferite de organizarea turneului și spun că rezultatele nu sunt atât de importante pe cât e faptul că elevii practică un sport. Prima competiție la care participăm cu grupa de 2005-2006 e prima competiție a lor, nu a noastră. Organizarea e foarte bună, sala e ok, încălzită, copiii sunt fericiți, așa vom crește în continuare. Sper să fie bine în continuare. Speranțe avem tot timpul, mai ales că pe noi am venit și nu ne interesează rezultatele și scorurile în primul rând. Vedem, atunci când vedem copii zâmbesc, se bucură, își doresc, te trezesc dimineața la ora 6 să vină la un turneu de handbal, deja înseamnă ceva. Nu punem presiune pe ei, fiindcă oricum sunt la o vârstă fragedă, au între 8 ani și până la 10 ani și rezultatele chiar nu au niciun sens. Rezultat, beneficiul mișcării până la urmă și a handbalului este faptul că stau împreună, că mișcă, se dezvoltă motric foarte frumos, sunt sănătoși, au poftă de mâncare, nu sunt obezi. Etapa următoare a fazei județene din campionatul național de handbal junior 5 este programată pentru 5 decembrie la Târgu Mureș.